Te-ai îmbrăcat? Nu! Mamă, pe bune, tu încă nu te-ai îmbrăcat? În 5 minute sunt gata, am trag ceva pe mine și gata. Păi da, dar iar întârziem din cauza ta. Pune mâna și îmbracă-te. Mergem? Stai că nu intră ăștia. Vino și ajută-mă, ce te uiți așa? Hai, tu tragi din spate, eu trag din față, da? 1, 2, 3 și... Gata, a intrat. Mai ai? Stai un pic, că nu-mi stă o șuviță și mă enervează. Oh, nu, nu-i stă șuvița divei. Auzi? Dar blugește să pare că mă fac gras? Nu e ok, hai. Se pare că mi-arată curul mare. Auzi? Stai, dracu, poate-mi fuz vreuna. E un băiat care stă la un aparat și l-a blocat și nu știu cum să-i zic să plece. Du-te tu și zi să plece, că vreau să fac și eu abdomene. Tu ești fată. Hai că mă duc. Așa. Bă, ce mă enervează, deci nu se tonifiază partea asta deloc. Nu mai știu ce exerciții să mai fac, să fac de-astea așa. Dar e lumea foarte proastă aici, mă enervează. Dar mai lasă și tu telefonul ăla. Bine, las, dar de ce m-ai adus aici? Pentru că vreau să spun ceva de foarte multă vreme. Și pentru că mă faci mereu să mă simt o femeie puternică și ai fost tot timpul alături de mine. Vrei să fii soțul meu? Da! Nu, stai, că trebuie să dau un telefon repede, urgent, imediat. Alo, mamă? M-a cerut! Da, în sfârșit! Stai că sunt cu ea, mamă. Hai că vorbim mai târziu, da? Stai, că trebuie să mai fac ceva imediat, fac. Ești mireasa vieții mele.